Cadă impredictibilă din punct de vedere economic și social. Soluțiile pentru rezolvarea problemelor financiare nu pot fi generale, ci sunt la îndemâna băncilor și consumatorilor prin negociere. Judecătorii ar putea avea și un rol important în rezolvarea disputelor dintre clienți și bănci pe calea amiabilă. Ei ar putea să întrebe părțile dacă au apelat la Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar înainte de a începe un proces în instanță. Tocmai de aceea îl avem alături de noi pe domnul Liviu Fenoghen, director CSALB. Bună de dimineața, stimate domnule. Bună dimineața, vă mulțumesc frumos pentru invitație, bine v-am regăsit. Domnul Fenoghen, întrebarea cea mai simplă și cea mai importantă, îi sfătuiți pe români să recurgă la această amânare a ratelor? La această posibilă amânare a ratelor de la una până la nouă rate. Da. Am auzit tot felul de, mă rog, apreciative sau depreciative, cu mărul otrăvit, cu cadoul otrăvit, exact, și așa mai departe. Să rămână această posibilitate ultima dintre ultimele, să spunem așa. Adică să apelăm la ea doar în măsura în care alte posibilități, alte modalități de rezolvare a problemelor noastre nu se pot sau nu au rezultatul scontat. Doar atunci să mergem la o astfel de soluție. De ce? Pentru că vine cu costuri suplimentare ulterior, da? Ratele care se amână nu se șterg. La fel s-a întâmplat și în perioada pandemiei. Da. Și același a fost mesajul pe care l-a transmis CSALB prin vocea noastră către toți consumatorii. Nu apelați la această soluție decât dacă nu se poate altfel. Am explicat, vor crește ratele în ulterior perioadei acestei amânări, pentru că toată această sumă care este în interiorul de la 1 până la 9 rate se redistribuie pentru perioada următoare, inclusiv dobânzile, se calculează acele dobânzi la dobânzi, așa cum s-a discutat. Era o diferență în perioada pandemiei între creditele de consum, unde se calcula dobândă la dobândă, și creditele ipotecare, unde nu se calcula, dar sunt costuri suplimentare și se mai pune problema dacă după cele 9 luni de zile, să spunem maxim, dacă situația economică va fi mai bună. Sigur, și nu ne referim la situația economică generală, doar ci ne referim și la situația economică a noastră, a celor care plătim astfel de rate. Dar mă gândesc că cei care au avut probleme în pandemie și au fost atunci nevoiți să-și amâne ratele, au văzut care este aproape, da, și aproape sigur sunt în aceeași situație și în acest moment, pentru că ei sunt direct atinși de faptul că s-a întâmplat dobândă la dobândă, așa? Exact. Și au văzut cum s-a întâmplat, au văzut că într-adevăr le-au crescut costurile. Noi am avut inclusiv persoane care apelaseră la această formă de amânare, da, și care ulterior și-au dat seama că nu pot să plătească ratele nici după ce a expirat perioada de 9 luni, exact, de zile, și au venit la CSALB pentru negociere. Dar se poate întâmpla, adică recomandarea noastră este să se încerce negocierea cu banca direct sau cu IFN-ul, cu creditorii, chiar înainte de a cere o astfel de soluție. De ce? Adică să se ceară o negociere pe partea de costuri, da? Și atunci, în măsura în care nu o să găsească înțelegere la bancă sau la IFN, să vină și către CSALB cu o cerere prin intermediul centrului, formulată în același termen. Bun, deci haideți să vorbim un pic mai concret și pe pași. Sunt în această situație, mă gândesc să-mi amân rata cu 9 luni, totuși am auzit la dumneavoastră și la diversi alți specialiști că risc să plătesc mult mai mult. Da. Ce fac concret? Care e primul pas pe care trebuie să o solicitare direct către bancă sau către IFN este primul pas care trebuie să fie făcut pentru renegocierea unor clauze care să diminueze rata. Și ce clauze aș putea renegocia? Se pot diminua, de exemplu, comisioane, se poate diminua, eu știu, marja de dobândă chiar, da? Se pot, în anumite condiții care sunt justificate, se poate diminua inclusiv din principal, adică se poate tăia inclusiv din principal, din creditul care a fost acordat. Aceasta, de fapt, este și o tipologie de soluții pe care dumnealor le obțin prin negociere în cadrul CSALB-ului. Aha. Ceea ce va conduce la diminuarea ratei, să zicem, de la 700 la 500 sau la 450, de la 1300 la 1000. Acei 300 de lei, să știți, sau 200, sau știu eu cât se pot obține, da, în funcție de mărimea ratei, evident, reprezintă o sumă importantă, pentru că nu este o singură dată plătită rata, este plătită lunar. O multiplici ori 12 luni și vezi cât ai câștigat într-un an, o multiplici ori nu știu câți ani și vezi cât câștigi pe toată perioada creditului. Păi, și avem șanse să ne luăm la trântă cu un uriaș? Adică de ce ar Sigur, face banca, banca aceste reduceri pentru noi? Banca ar putea să facă și fac în ultima perioadă, tot mai multe bănci intră în astfel de negocieri. Unu, pentru că au învățat foarte bine din perioada pandemiei că, mă rog, o formă de această de amânare nu este tocmai de dorit, nici pentru bănci, nici pentru consumatori. Și pe de altă parte, pentru că în situația în care o persoană nu reușește să-și rezolve problema pe calea amiabilă prin negociere, okay, următorul pas este să meargă în instanță. Nu? Ori în instanță un proces costă, durează foarte mult, reprezintă, sau știu eu, presupune costuri mari de personal, de resurse financiare, etc., și de timp și de nervi. Și un astfel de litigiu este de evitat categoric. Plus că se creează o reputație, evident, nedorită pentru niciun fel de bancă. Bun, deci
am stabilit aceste lucruri, nu funcționează. Care e momentul în care cel care are rată la bancă vine către dumneavoastră? Dacă a încercat o negociere directă, a solicitat băncii sau IFN-ului, da? O renegociere a condițiilor contractuale și nu le-a obținut, sau modul în care i s-a răspuns nu îi convine, vine imediat către CSALB și formulează o cerere prin intermediul centrului. E foarte simplu, se intră pe site-ul nostru, este un formular care este disponibil 24/7, se poate completa oricând. Formularul trebuie să fie completat fără, nu necesită o pregătire de specialitate, da? Se poate completa cu cuvintele noastre simple, așa cum le știm, explicăm care este situația, care este motivul pentru care nu mai putem să mai plătim, au crescut costurile, eu știu, mi s-au diminuat veniturile posibil, da, am rămas din doi plătitori, Doamne ferește, numai unul, sau au apărut copii în familie și sunt costuri suplimentare care s-au generat și noi nu mai putem să mai plătim ratele, și solicităm diminuarea acestor costuri asociate creditului. Evident, trebuie să facem și dovada. Există documente care atestă astfel, că este o situație medicală, că este o situație socială, sunt documente. Pe trebuie care să fie atașate. Atașăm cererii online? Fotografie, sau? Da, da, da. Se atașează direct cererii online. E foarte simplu, se fotografiază cu telefonul, s-a atașat cererii online, s-a trimis către CSALB. CSALB o trimite către bancă acest dosar, pentru că este o procedură voluntară. Deci banca analizează. Să fieți intermediar în această aceasta poveste. Și este. CSALB-ul este intermediarul într-o astfel de schemă de conciliere. În măsura în care banca a înțeles că este o problemă și trebuie să negocieze, se desemnează un conciliator din cei 19 cu care CSALB colaborează, iar conciliatorul inițiază discuțiile mai întâi cu consumatorul, evident, pentru a vedea ce poate sau cât poate și ulterior cu banca. La final le propune o notă de soluție, le propune așa văd eu că se poate rezolva. Cele două părți analizează acea notă de soluție și în măsura în care sunt de acord, acea soluție devine, este echivalentul unei hotărâri judecătorești, pe care consumatorul a obținut-o cu cheltuieli zero, pentru consumatorul nu plătește nimica, banca a obținut-o cu cheltuieli modice, plătește aproximativ 200 de euro, imaginați-vă cât plătește într-un potențial litigiu. Cei 200 de euro, mă scuzați, sunt costuri pe care banca le suportă pentru de negociere. Cu alte cuvinte, nu eu care am problemele cu banca vă plătesc pe dumneavoastră, nu consumatorul. Ci cumva, deci nu consumatorul. Asta e o chestiune care cred că merită. Omul poate să zică, domnule, mă duc către ei și de unde se mai dau șase euro? A fost întrebați de multe ori cât costă, dar ordonanța precizează foarte clar, în baza căreia funcționăm noi, 38/2015, aceste proceduri sunt gratuite pentru consumatori. Perfect. Sunt gratuite pentru consumatori, repetăm. Și poate că nu este, dacă vreți noastră, avantajul maxim că este gratuit, pentru că un serviciu, dacă este gratuit, dar nu este de calitate, degeaba este gratuit. Ce bine ziceți. Nu, dar presupune avantajul mare că ești asistat în această negociere cu banca de acest conciliator care este o persoană care știe exact ce se poate, cât se poate negocia. Da, e neapărat obligatoriu ca mai întâi să încerc eu cu banca? Sau pot să vin direct la dumneavoastră? Să știți că directiva așa prevede, inclusiv directiva europeană 11/2013 prevede că un consumator trebuie să se adreseze mai întâi băncii. Bun, deci ăla e primul pas obligat. Să știți, da, exact. Există și cum fac bănci... dovada dacă am fost la bancă prima foarte dată? Foarte simplu. Trimiteți un e-mail pe către bancă, există, eu știu, adrese de reclamații, de solicitări la customer satisfaction. Da, uite, domnule, eu am încercat aici, dar nu am primit niciun răspuns. Sau, iată, acesta este răspunsul pe care l-am primit, dar mie nu îmi convine. Și acesta este primul pas. Însă trebuie să spun deja că sunt anumite bănci care au spus foarte clar că în momentul în care consumatorul a ajuns la CSALB direct, nu mai cer sau nu mai pretind ca el să fi fost înainte la bancă. Deci au această înțelegere deja și este vorba despre bănci mari. Mulțumim tare mult pentru prezență. Ținem cont de sfaturile dumneavoastră. Și eu vă mulțumesc. E timpul pentru o scurtă pauză de publicitate. Foarte scurtă. Ne revedem în câteva minute la 9 fix. Rămâneți cu noi. Până atunci, știți, aveți la dispoziție toate formele de social media, dar oricum, noi ne întoarcem la ora 9. Mai avem